Salut și bine ați venit la canalul nostru de gătit, Bucătărie cu Delicii. Numele meu este Inel Bogdan și astăzi vom găti împreună o rețetă delicioasă și anume cornulețe fragede. Vă mai aduceți aminte când făcea bunica cornulețe? Era extraordinar, simțeai că au venit sărbătorile. În cursul acestei rețete vă voi spune câteva secrete care nu le găsiți nicăieri la rețetele de pe YouTube, așa că eu zic să începem. Începem prin a, fiți atenți, a fierbe borșul cu ulei. Acesta este primul secret. Nimeni nu o să vă zică în rețete că borșul crește aciditatea stomacului la persoanele cu gastrită sau început de gastrită. Și cum suntem în secolul vitezei, niciunul dintre noi nu mâncăm sănătos la timp, ceea ce presupune că toți avem un început de gastrită. După ce compoziția fiert, o lăsăm la răcit. După ce s-a răcit, adăugăm esențele drojdia și amestecăm. După care adăugăm treptat făina și începem să frământăm. Nu uitați, apăsați butonul de abonare din dreapta jos pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. După ce am frământat și făina s-a încorporat complet în aluat, acoperim aluatul și lăsăm la odihnit circa 30 de minute. Între timp, pregătim compoziția din interior și ne apucăm să mărunțim nucile. Nucile contribuie la scăderea nivelului de colesterol rău din sânge și datorită cantității de acizi grași omega-3 pe care nucile le stochează în cantități mari, menține sistemul nervos și îmbunătățește memoria. Iar acești acizi grași ajută și în lupta cu afecțiunile precum artrita, astmul și alte boli. Peste nucile măcinate, adăugăm gemul și amestecăm. Acum că aluatul s-a dospit, presărăm pe masă făină . Punem aluatul și împărțim în 4 părți egale. Întindem în acest fel . După care luăm o farfurie și decupăm în jurul ei aluatul. Următorul pas este să împărțim în acest fel. Pe fiecare triunghi punem gem cu nucă și rulăm.
Pregătim tava și punem hârtie de copt pe care o ungem cu puțin ulei. Așezăm cornulețele în tavă. Băgăm la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, circa 35-40 de minute, sau până acestea s-au copt. Indicat este ca după ce le scoatem să le dăm prin zahăr pudră, deoarece acesta va sta mai bine pe ele după ce se răcesc. Sperăm că v-a plăcut rețeta noastră, vă dorim poftă bună și nu uitați să dați subscribe și like pentru a fi alături de noi la rețetele următoare. Vă provoc să realizați rețeta și să ne lăsați fotografii cu ce va ieși dumneavoastră. Poftă bună!